În fața ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență, dr. Pompei Samarian din Călăraș a început construirea unui spațiu de așteptare pentru pacienți. Managerul unității spitalicești, Bogdan Mihai, a declarat că se intenționează darea în folosință a spațiului până la finele acestui an, însă ritmul lucrărilor depinde de condițiile meteo din această perioadă. După cum vedeți, Spitalul Călăraș este în continuă transformare. Am luat decizia împreună cu autoritățile locale, atât Primăria Călăraș cât și Consiliul Județean, să construim o zonă de așteptare în fața ambulatorului, pornind de la o nevoie simplă. În principal, de când am preluat mandatul, am observat o situație în care oamenii veneau, stăteau în fața ambulatorului, fără să aibă niște condiții civilizate de așteptare. Am anticipat împreună cu administrația locală, cât și cea județeană, faptul că va veni sezonul rece și atunci condițiile de așteptare vor fi din ce în ce mai necivilizate. Ceea ce vedeți în implementare este un proiect care, în mod sigur, se leagă cu celălalt proiect pe care l-am demarat, cel legat de comunicare. Confortul aparținătorilor și al pacienților începe să devină o prioritate în cadrul Spitalului Județean de Urgență Călăraș, prin tot ceea ce presupune acest lucru. În fața ambulatorului de specialitate, după cum se vede, noi construim o zonă de așteptare. Ideea acestui proiect a pornit de la o realitate pe care am văzut-o de mai multe ori, respectiv cozi în fața unei unități spitalicești. Proiectul inițiat este în continuare celălalt demers al nostru legat de informarea cetățenilor. Ele vor reprezenta un tot unitar și vor avea la final aducerea unei zone de comunicare corecte și clare cu aparținătorii și cu pacienții Spitalului de Urgență Călăraș. Zona pe care o vedeți acum va fi o zonă din care pacientul își va putea extrage foarte ușor informațiile de care are nevoie, în sensul că vor fi afișaje legate de tot ceea ce înseamnă prezența la cabineta medicilor, orarul acestora, specialitățile pe care le putem oferi în timp real. Ne aflăm în preajma sărbătorilor. Aveți un mesaj pentru locuitorii județului Călăraș? Mesajul este unul foarte simplu. Să se bucure, dar să bucure în siguranță de sărbători. Este cel mai important cadou pe care îl putem face atât apropiaților noștri, cât și nouă însuși, să rămânem sănătoși și să respectăm toate normele adecvate acestei situații excepționale prin care trecem.